Primăria orașului Băbeni, Consiliul Local, conducerea și cadrele didactice ale Liceului George Țărnea, Casa de Cultură Dragoș Vrânceanu din Băbeni și, nu în ultimul rând, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, au organizat un nou simpozion în memoria lui Dragoș Vrânceanu. Mă fi foarte scurt, în primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet dragilor noștri prieteni, că așa cum considerăm de acum, pentru mine sunteți tare dragi, că nu ne uitați. Și mulțumim Domnului că l-am avut pe Dragoș Vrânceanu din Băbeni, că v-ați luat azi să mai veniți spre noi. Mulțumesc copiilor și vă rog din suflet să țineți această flacără aprinsă permanent și să sărbătorim în fiecare an de câte ori putem ține nașterea unor somități, a unor personalități a orașului Băbeni. Sperăm și îmi doresc din tot sufletul că dacă nu pot să, părinte, să și în Băbeni să devină cetățeni de onoare la anumite personalități, pentru că noi îi cam uităm. Și dacă m-am curat, te-aș ajuta să facem toate demersurile ca să avem aceste personalități, că sunt despre oameni deosebiți care au trăit, care trăiesc, noi. Și încolo vă doresc multă sănătate și bine ați venit la toate. Pentru istoria culturii vâlcene, Făurac rezonează cu numele lui Dragoș Vrânceanu, nu atât pentru faptul că scriitorul se născuse în aceeași lună, 14 februarie 1907, iată, suntem la 110 ani de la naștere, cât mai ales împrejurarea că tot într-un februarie 1970, prestigiosul fiu al Vâlcii revenea în spațiul natal ca oaspete de onoare al unei reuniuni literar-artistice a unicului. Recitări, interpretări de melodii din repertoriul popular românesc, dar și al muzicii ușoare, au fost interpretate de membrii cenacului Casa de Sub Pădure, dar și de elevi de la Liceul George Țărnea din localitate. Mi-e dor de dumneata, Vrânceanu. Ne-am despărțit, îngândurate domn, în sala sindicatelor din Râmnic. Eu am crezut atunci că dulce somn te va cuprinde în brațe doar un pic, dar dumneata porniște spre Băbeni, pe lăsători înspre Firenze, iar a mirosaia tundră și areni și a mere Ionatane în altar, o duse a lumii toate ori fi pe veci, căci asta e a învârtejirii luată, să nu se țină umbra pe poteci când cerul ne va soarbe dintr-o dată. Să revenim noi însă în slăvitești, la crâncul de măcești de sub pădure, de pe cerdacul casei să privești cum trece spre Ardeal un tren cu mure, cum curg mioarele pe colt la vale și strălucește galben untișorul ce a înflorit de bucurie în cale, cum susură pe sub gorun izvorul din care dumneata cu pumnii luai lumina cerului răsfrântă în el și aurorele urcând din rai, pe mal Iisus ținea în brațe un miel. Mult te-ai mirat văzându-l pe Hristos, căci tu zărei și chipul lui în ape și ai înțeles atunci că e de folos cu atât mai mult de el să fie aproape. Ba, ai chemat și vreo câțiva din noi, ne-ai pus pe creștet mâna ta sfioasă, ne-ai curățat de cețuri și noroi, ne-ai pus o pâine pe șervet, pe masă. Era cancina cea de taină, cred, căci o vedeam cu mărănile te dor. Și atunci am priceput că un aer din cerul coborâse în pridvor. Pentru o clipă am văzut trecând din valea plângerii într-altă vale tot ce sunase în inima mea când mă tot uitam în ochii dumitale. Iar dacă astăzi la Băbeni ne-am strâns, amintea am vrut să-ți aducem ție, că spiritul ți-e viu și nu s-a stâns, s-a scufundat la noi în poezie. La final, invitații au mai rămas la o scurtă întâlnire de socializare la un local din orașul Băbeni, locul natal al lui Dragoș Vrânceanu.